Elena Lasconi previne dintr-o familie complet penticostală, dar ea se declară ortodoxă, lăsând totul într-o enigmă. Elena Lasconi, primărița USR din Câmpul Lung, se află într-o situație neobișnuită și relativ rar întâlnită în peisajul religios din România. Deși aceasta se declară ortodoxă, toți membrii familiei sale, inclusiv părinții, frații și chiar rudele mai îndepărtate, fac parte dintr-o comunitate de credincioși protestanți această diferență între convingerile sale religioase și cele ale apropiaților a fost recunoscută de la Sconi în luna martie într-o emisiune moderată de Anca Alexandrescu la Realitatea Plus. Cu toate acestea, primărița nu a oferit o explicație detaliată pentru această discrepanță, lăsând loc pentru speculații și întrebări legate de parcursul spiritual al familiei sale. Situația rămâne astfel un mister fără lămuriri suplimentare din partea primăriței. Se ridică multe întrebări legate de dinamica religioasă a familiei sale și de motivele pentru care Elena Lasconi este singura care urmează o altă credință. Aceste detalii continuă să fie neclarificate, iar povestea personală a primăriței rămâne învăluită în enigmă. Relatează aznews.ro